Bună ziua! Am avut un accident rutier între un autoturism și un autocamion, din care au rezultat 3 victime, 2 încarcerate. Dintre cele 2 încarcerate, unul era un minor de 13 ani și tatăl acestuia în vârstă de 46 de ani. Ambele au fost extrase din mașină și au fost descarcerate. Unul dintre ei, minorul, a fost predat elicopterului SMURD și transportat de urgență la Spitalul Târgu Mureș. Tatălui acestuia, împreună cu persoana care nu era încarcerată, au fost ambele transportate la UPU Alba pentru îngrijiri medicale. Mai multe detalii medicale încă nu avem. Tatăl copilului era conștient, copilul inconștient, împreună cu celălalt pasager. A fost dificilă intervenția, ținând de faptul că mașina arată cum arată? O intervenție dificilă, cu un impact emoțional mare, cu scene greu de privit, dar asta ne este meseria. Nu e și funcție, vă rugăm. Capitan Botezan Ratu, locțitor comand detașament.